psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. E început de săptămână, mergem la psiholog, așa cum v-ați obișnuit. Psihoterapeutul Raluca Anton este în legătură directă cu noi. Bună seara, Luca, bine ai venit sau bine ai revenit. Să începem bine săptămâna, nu? Să începem bine săptămâna, asta ne dorim. Raluca, astăzi ne-ai propus un subiect foarte interesant, un subiect care se referă la schimbările pe care uneori încercăm să le facem în viața noastră sau la noi înșine și pe care nu reușim să le ducem de cele mai multe ori la capăt. Și așa intervine dezamăgirea. Cum gestionăm lucrurile astea și cum reușim să ducem la capăt ceea ce ne-am propus în cele din urmă? Păi cred că pentru început e important să povestim foarte pe scurt de ce e important să învățăm acest proces de acceptare, exact cum spuneai și tu, că ajungem să nu ducem la bun sfârșit lucrurile, pentru că de multe ori ne propunem să facem o groază de lucruri fără să înțelegem ce e important de schimbat și nu vom putea niciodată să schimbăm ceva dacă nu pricepem ce stă în spatele tuturor lucrurilor pe care vrem să le modificăm. Iar odată ce am înțeles, pasul următor ar fi acest pas al acceptării și mie îmi place să spun că este ca o, hai să nu spunem fundația schimbării, cât mai degrabă acei piloni centrali, când vine vorba, piloni esențiali într-o construcție, partea asta de acceptare. Iar cel mai periculos lucru pe care îl vedem atunci când ne gândim la acceptare este faptul că mereu rămânem blocați cumva în trecut. Și mintea noastră, în loc să se focalizeze pe ce avem de schimbat și ce putem face de acum înainte, rămâne întoarsă în spate, uitându-se la de ce lucrurile nu au fost diferite pentru mine sau de ce n-am făcut diferit atunci când aș fi putut să fac lucrurile altfel. Și deja aici vedem un prim blocaj când vine vorba de acceptare, când nu pot să trec peste ceva, în mintea mea se tot întoarce acolo și tot încearcă să găsească soluții pentru ceva ce deja a trecut, înseamnă că ne este dificil să producem acest pas al acceptării, care este atât de important când vine vorba de sănătatea noastră emoțională. Dar din câte ai observat tu și la cabinetul tău, cam ce încearcă oamenii să schimbe la ei? Cam care ar fi așa un top, un 2-3 să spun? Sigur, cele mai frecvente lucruri pe care le vedem sunt lucruri care țin de viața de zi cu zi, sunt aceste schimbări care țin de stilul de viață, să mănânc mai sănătos, să merg la sport și așa mai departe, după care vorbim despre schimbări care apar în zona relațională. Sigur, primul impuls este să spun am nevoie să schimbe celălalt, dar în demersul terapeutic, atâta timp cât lucrăm cu o singură persoană, schimbarea este despre cel care e în cabinet și atunci acolo apar schimbări. Să fiu mai înțelegător, să nu intru atât de repede în conflict, să pot să mă înțeleg mai bine cu copiii mei, de exemplu, și acolo apar mari schimbări. Iar apoi sunt acele nedumeriri când vine vorba de viața profesională. Oare sunt în locul potrivit, e nevoie să schimb ceva, e nevoie să găsesc o altă direcție pentru mine? De cele mai multe ori toate aceste căutări sunt ca vârful unui iceberg. Noi tot căutăm să schimbăm lucruri la noi, dar este bucățica aceea care se vede la suprafață. Ori ceea ce ar fi util să analizăm și ce ar fi util să, unde ar fi util să producem schimbare este la ce este sub nivelul apei. Da, de ce încercăm acele structuri? De ce încercăm să schimbăm mereu ceva la noi? Pentru că ne spun alții să facem treaba asta sau pentru că așa simțim noi că o să dăm mai bine în ochii altora, să spun așa. Ne vor privi alții mai bine dacă schimbăm ceva. Ambele variante sunt valide, fie că vin ceilalți înspre noi, dar eu cred că de cele mai multe ori această nevoie de schimbare vine dintr-o nemulțumire personală. Și cred că vine din faptul că puțin dintre noi știm să fim mulțumiți cu ceea ce avem și să spunem, ok, ceea ce sunt în momentul acesta, ceea ce am în momentul acesta mi este de ajuns. Și venim și din această perioadă foarte interesantă a dezvoltării umane, în care avem atât de mult acces la informație, deci potențialul de creștere este atât de mare. Cumva parcă tot timpul în fața mea, uitându-mă și în mediile de socializare, văd câte aș putea învăța, cât aș putea crește, câte lucruri aș putea citi. Și atunci, constant suntem cumva încurajați să producem o astfel de schimbare. Sigur, discuția poate merge în zona aceea a consumerismului, pentru că se vinde schimbarea în termen de achiziție, de să mai cumperi un curs, să mai cumperi o carte, să mai cumperi ceva pentru a te schimba, pentru a-ți fi mai bine. O să mă refer la un exemplu pe care ne-ai dat ceva mai devreme. Dacă eu, de exemplu, vreau să mă duc la sală și după două, trei ședințe, gata, mă plictisesc și poate mi-anulez abonamentul, ce trebuie să fac ca să mă duc în continuare
Cum trebuie să gândesc, cum trebuie să pun problema în interiorul meu încât să găsesc curajul și puterea de a mă duce în fiecare săptămână la ședințele pe care le-am programat. Păi, pentru început aș porni de la întrebarea de ce vrei să mergi la sală. Ca să slăbesc. Ok, deci îmi doresc să merg la sală pentru a slăbi, doar că îmi dau seama că nu reușești să rămâi constant în a face acest comportament. Deci undeva între dorința pe care tu o ai de a slăbi și menținerea unui comportament se întâmplă ceva. Și m-aș gândi, oare ce se întâmplă între aceste două evenimente? Intervin alte lucruri? Nu îmi stabilesc bine agenda? Am alte priorități? A merge la sală așa cum mi-am imaginat eu este departe de realitatea vieții mele? Că așa și eu mi-imaginez că aș putea să merg într-o grămadă de lucruri, de locuri, dar s-ar putea să n-am buget, s-ar putea să n-aibă cine să stea cu copilul și așa mai departe. Deci, cumva, de foarte multe ori aceste dorințe de schimbare comportamentală vin pe niște iluzii. Pe ceva ce, de fapt, în viața reală eu nu aș putea să duc. Și atunci, sigur că mă forțez o vreme, după care voi renunța. Și apoi m-aș mai uita dacă am putea pune altceva în loc de mersul la sală. Poate că sunt alte lucruri pe care ai putea să le faci și care să îți și producă bunăstare și, în același timp, să îndeplinească beneficiul pe care tu îl ai. De ce mersul la sală este ceva ce ai vrea să faci? La cât pe frigider ar fi a doua variantă, sau nu știu. Da, dacă pe frigider, plimbări, mai sunt multe lucruri pe care am putea să le punem în loc. Așa este. Raluca Anton, îți mulțumesc foarte mult pentru explicații. De-abia aștept întâlnirea noastră de săptămâna viitoare la psiholog aici pe Prioritate. Seară bună, îți dorim. Seară bună, servus. Drum cu Prioritate cu Radu Constantinescu. Listening to the updates definitely gets me through traffic. La Europa FM.